Imagini sfâșietoare. Surorile lui Petrică Mâțu îl plâng lângă mormânt în timp ce oamenii îl aplaudă pe marele artist. În momentul în care sicriul trebuia pus în groapă, cele două surori ale artistului, precum și cei mai apropiați prieteni ai săi, au strigat cu disperare ca artistul să nu plece și să mai rămână printre ei, trăgând de sicriu. Sicriul cu trupul neînsuplețit al marelui artist a fost depus în foaierul teatrului Marin Sorescu din Craiova și toți cei care l-au iubit au putut să-și ia rămas bun de la legenda Olteniei și au venit cu sutele. Acesta a fost apoi transportat cu un Mercedes alb în aplauzele oamenilor către Biserica Mântuleasa și de acolo transportat către cimitirul Ungureni. Suferința este de nedescris, iar lacrimile amare curg pe fața tuturor. Din pozele emoționante din fața bisericii se poate vedea mulțimea de oameni care a vrut să fie aproape de artist pentru ultima dată. A plecat mult prea devreme dintre noi, însă amintirea lui o să rămână vie în mintea noastră celor care i-au ascultat melodiile îndrăgite și l-au urmărit de-a lungul vieții. Interpretul de muzică populară a fost un om bun, cu suflet mare și iubit de mii de oameni. Familia și-a dorit ca chipul său să fie văzut de toți cei care vor să-i aducă în ultim omagiu, așa că au decis să închireze un capac de sticlă frigorific pentru sicriu. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.